acest proiect am început să participăm de anul trecut, atunci când ne pregăteam la expoziția din Bologna, cea mai mare expoziție beauty, de fapt o expoziție mondială. Au fost foarte receptive agenția de investiții și ne-a oferit coparticipare. Mai mult ca atât, ne-a oferit să folosim și logo-ul, brandul de țară, care a înfrumusețat cu adevărat standul nostru din Bologna. Participând la această expoziție, am avut un succes, vreau să spun, remarcabil, pentru că, în primul rând, standul a fost vizibil. Standul a fost vizitat de foarte multă lume și în cadrul acestei expoziții am avut ocazia să încheiem câteva contracte care deja încep să dea rezultate, sunt finalizate. Primul export a fost în Taiwan și acum am finalizat două contracte mari cu Prebaltica și cu România. Deci undeva în jur de 700.000 de euro. Mărimea contractului este foarte benefic cu participarea agenției. Mai mult ca atât, am fost încă și asistați de către reprezentantul ambasadei Republicii Moldova în Italia. Tot a fost la insistența agenției, care pe parcursul a 3 zile a fost cu noi, a dat interviuri, a prezentat de rând cu noi producția. Totodată suntem pregătiți pentru a participa și cu... am participat chiar la concursul care a avut loc pentru a fi reprezentați în ambasadele Republicii Moldova. După cum vedeți, suntem partea standului comun. Este prezentă producția noastră care o clasificăm ca eco și care ne reprezintă și țara noastră. Produsele, după cum cunoașteți, sunt în mare parte naturale. Sunt pe bază de ingrediente din Republica Moldova. Mult ca atât, reprezentând strugurile, sunt pe bază de uleiuri de struguri și extracte din uleiuri de struguri. Sperăm că vom avea și aici rezultate, vom avea noi contacte în colaborare cu ambasadele, probabil se va extinde geografia exporturilor noastre.